Antropologul Alexandru Bălășescu. Ești un creier în exod, nu? Ai tot plecat, ai tot întors, ești dintre cei care ai creat hemoragia de creiere. Cum îți șade? Unde ești? Cui aparții? De ce ai plecat? De ce te-ai întors? Și de ce am plecat și de ce m-am întors? Adică am avut etape. Și de ce iarăși te-ai întors? Da, exact, exact. Păi am plecat, eram tânăr, foarte tânăr când am plecat și era în 97. Și în 97, în primul rând, toate lucrurile pentru cineva care studia științe sociale se opreau la licență, la momentul licenței. Eu eram parte, cum știi, din grupul acela în jurul lui Vintilă Mihăilescu, care atunci se forma și datorită lui și legăturilor lui și creației sale, am obținut o bursă în Franța întâi pentru un master și după care am aplicat printr-un concurs de împrejurări la câteva universități din Statele Unite, sfătuit de fapt de un coleg care făcuse același lucru. Și da, și am ajuns în state, după aceea s-au înlănțuit alegerile, curiozitățile care m-au dus în diverse locuri. Până prin 2007, când m-am întors în România pentru 4 ani, am replecat. De ce? Pentru că nu înțelegeam nimic. Pentru că formasem prima tinerețe departe, și dar între mijlocul anilor 90 și 2007, societatea românească s-a transformat extraordinar și eu la 31 pic de ani când m-am întors n-aveam instrumentele necesare înțelegerii a ceea ce s-a întâmplat și nu, mă rog, a fost destul de mult. Ce se întâmplă? Păi, ce nu înțelegeai? Ce nu... Nu înțelegeam o încrâncenare, un anumit tip de încrâncenare a oamenilor. Nu înțelegeam că eu am stat și am învățat în tot timpul ăsta și am fost expus tuturor multor tipuri de perspective. Iar oamenii de aici, de fapt, au stat și au trebuit să inventeze capitalismul cu rețetă locală, nu? Și au trebuit să învețe totul fără să fie învățați. Cumva, un fel de autodidact. Este un capitalism, nu rețetă locală, ci un capitalism autodidact. Și e nasol ăsta. Da, autodidactismul este foarte periculos, de fapt. Se și spune în engleză, cine merge singur, merge cu diavolul, nu? Adică dar se potrivește autodidactismul, cred eu că se potrivește cu un anumit tip de autarhism pe care îl găsești în România, aceea că fac eu totul, eu îmi sunt mie suficient, sunt și geniu creator și mă rog, a toate cuprinzător și așa mai departe și n-am nimic de învățat de la nimeni. De fapt avem de învățat tot timpul și de la toată lumea. Și ai plecat din nou. Și am plecat din nou. Am plecat din nou și după ce am plecat pe jumătate în 2011 la Istanbul și apoi am plecat de acolo. Am plecat Vancouver, Hong Kong, Frankfurt și după aceea... Ai fost în timpul scandalurilor Patapievici, da, păi ICR... De-aia am plecat. În 2011 am... Prigoana intelectualilor. Așa, așa. De ce erați prigoniți? Întâi a fost formarea intelectualilor, nu? A trebuit să ne formăm cumva, că atunci în 90 nu mai aveam unde să mergem și mulți s-au dus la CU, Universitatea Centrală Europeană, mulți dintre colegii mei, mulți s-au dus câțiva în Franța, ca mine, și foarte mulți în state. Și dintre ei mulți s-au întors, unii au rămas, alții au cred că eu am replecat, mulți au rămas, da. Și după aceea s-a format, cred că s-a format un fel de traiectorie care a fost reprodusă, adică colegii de-ai mei mai tineri sau unii pe care chiar am avut studenți la masterul de antropologie când am venit în 2007-2008, am predat, care au plecat și ei, fie în Anglia. Era o nouă destinație atunci, Anglia, Statele Unite, și s-au întors mulți dintre ei. De ce vă prigonau?
Probabil eram incomozi, nu eram exact, nu ne încadram într-un discurs. A fost resurgența aceea prima a tradiționalismului și naționalismului cu ponta, cu motive populare, dacă îți aduci aminte, și 2012, perioada aia. Campania electorală. Campania electorală, dar a fost primul val de neolocalism. Și evident că cei care, să spunem că erau formați în același mod ca și mine, erau cel puțin sceptici și sunt continuă să fie asupra neolocalismului. Pentru că e din nou, e o întoarcere la autarhie, la independism, autosuficiență, și e foarte interesant că toate astea sunt expuse din perspectiva, de fapt, câștigurilor pe care deschiderea le-a adus. Da? Și atunci e un fel de... Sunt oameni care nu înțeleg... Păi nu, pentru că vor libertate... De ce s-au deschis porțile? Exact. Și ce să facă cu porțile astea deschise? Păi da, pentru că porțile sunt deschise, avantajele vin, cu deschiderea porților vin și responsabilități, percepem avantajele ca fiind legitime și mi se cuvin, dar responsabilitățile, una din responsabilități fiind de fapt acceptarea că oamenii sunt diferiți, că există perspective diferite asupra aceluiași lucru, că unanimitatea nu e un dat, ci este produsul unei conversații continue, da? Adică dacă vrem să ajungem la o înțelegere, trebuie să conversăm. Și atât tu cât și eu trebuie să, cum să spunem, să ne reajustăm. Nu neapărat opiniile, dar măcar modul de a face, ca să putem face împreună. Să punem un punct aici și să ne întoarcem la burta balenei, Leviatanului, plecasei și după toate întâmplările, revoluție, dezamăgirea pieții universității și lipsa vinovaților. Da. Cum ai, iată, au trecut atâția ani, suntem în aceeași acoladă, 21-23, nu știm cine a tras în noi, în piața universității nu e nimeni vinovat? Păi, vorbeam de responsabilitatea din aurea. Cred că istoric România nu și-a îndeplinit foarte bine, și poate și vina mea personală că n-am rămas, sau aș putea spune asta, și acum știi cum pot eu să judec nefiind aici în toată perioada asta, dar România nu și-a asumat într-un mod să zic catartic istoria reală pe care a avut-o, nu și-a asumat de-abia acum sunt câțiva care fac cercetări serioase pe arhivele securității, cum e Iulia Popovici, nu? Pe zona teatrală. Și nici acum există mentalitatea asta, da, a făcut și bine, ok, a făcut și bine, dar hai să vedem cine a făcut ce. Da? Limba română e foarte frumoasă, plastică, are trei diateze, activ, pasiv și reflexiv. A diateza activă nu prea se folosește, da? S-a hotărât, s-a făcut, nu, spune-mi și mie cine a făcut ce și când, ca să pot ști și ca să putem să existe și nu numai judecată, dar și iertare. E important, da? Pentru că probabil, și acum îmi vine ideea, vorbim cu tine, probabil tocmai pentru că eu mai degrabă ce numim în antropologie o cultură a rușinii în toată area asta mare geografică, care nu acceptă greșeala, pentru că dacă ai greșit, gata, ești ars, te-ai făcut de rușine și așa, nu e o cultură vinovăției, care vinovăția poate fi absolvită. Da? Să faci penitența, te-ai absolvit. Zici, da, am greșit. Aici nimeni nu greșește niciodată. Și probabil de aceea nu se poate avea un proces istoric. Pentru că nu este cultural posibil. Da?
Oamenii, dacă cineva spune da, am greșit, oamenii nu știu ce să facă cu asta. Adică a recunoscut că a greșit, a, e prost. Sau a recunoscut că a greșit, păi a greșit, l-am terminat. Așa că mai bine oamenii aleg să bage totul sub preș și aia iese într-un mod cum s-a întâmplat cu multe personalități. A fost o întreagă vânătoare, unii ziceau vânătoare de vrăjitoare, alții în sfârșit a venit vânătoarea vinovaților. Interesant este că, și aici vorbim tot de ai noștri, au fost toți absolviți. E un spațiu în care te poți reinventa. Adică faci pușcărie, faci un an, doi, trei, după aia dai și statul în judecată că sunt condiții proaste. Te reinventezi. Devii altceva. L-avem pe Piedone, care a intrat în pușcărie un an, acum este zburdalnic. Îi avem pe toți cei care au scris cărți în, apropo de intelectuali, care au scris cărți în pușcărie și au ieșit de grabă. A fost o perioadă, în perioada în care erai și aici, erai și plecat, te formai și te deformai, a fost o perioadă în care alții se reinventau aici. Cum îți explici? Cum poate reinventa? Cum ne putem reinventa? Eu vreau să te întreb ceva. S-au reinventat într-adevăr sau sunt aceiași? Sunt aceiași. Mă rog, am... Pentru că eu îți dau contraexemplu. Sunt aceiași... Nu, sunt aceleași persoane, dar sunt reinventate sau au același tip de... Același. Da. Asta e. Eu când făceam doctoratul, am avut un coleg foarte bun și făcea doctoratul în programul care se numea Criminologie, Societate și Lege. Deci era un program de ăsta multidisciplinar, legalist și așa mai departe. Briliant, și-a terminat doctoratul, acum predă în California, la Universitatea de Stat din California. El a intrat în doctorat după ce a făcut 12 ani din cei 40 de pușcărie la care a fost condamnat. În cei 12 ani i s-a redus la 20 în timpul lui Clinton și după 11 ani el a scris judecătorului, acolo judecătorul poate să considere dacă într-adevăr e vorba de o persoană reformată sau nu. A intrat pe trafic de droguri, un fel de poveste ca Blow, dacă știi filmul cu Johnny Depp și... Exact, căsătorit cu o columbiancă și așa mai departe. El în pușcărie și-a făcut universitatea, dar și-a făcut universitatea, n-a plătit pe cineva să scrie cărți pe care să le semneze el. Da? A ieșit de acolo cu gândul că a stat vreun an sau doi, n-au prea știut ce să facă, și după care a intrat s-a înscris și a continuat studiile pe care le-a început în pușcărie. Asta înseamnă să te reformezi. Dar între, se spune așa, aparența reformării și practica reformării, e o distanță. Cum e posibil la noi? Păi nu știu că Eugen îmi pui niște întrebări. Cum poți să funcționezi pe această suprafață în care, iată, mai și plagiezi, mai și... Și cu toate astea ești absolvit. Pe mine, eu, uite, în 2007 când am venit, pe mine unul din primele personaje pe care le-am întâlnit a fost un tip care m-a întrebat, da, uite, vine aici, ce? Păi da, am făcut un doctorat la UC Irvine. Ah, da, și eu am făcut un doctorat la Berkeley. Zic, când? Că nu te știu. Și e aceeași rețea din... Acest personaj continuă să fie în București, continuă să se prezintă așa și multă lume îl crede în continuare. Pentru că nimeni nu și-a nu se ia pe sine în serios. Hai, și aici e o problemă, știi? Adică dacă te iei pe tine în sus și în serios, nu înseamnă să-ți pierzi simțul umorului, nu? Dar înseamnă să cumva să reflectezi asupra sinelui, să... Eu n-aș putea să zic... Nu știu, personal, mi se pare ciudat să dai, e bovarism, nu? Așa se numește, cred, în termenii acesta, de a se lua, a se
pretinde pe sine a fi altceva și crea acest tip de personaj bovaric. Cred că e o societate foarte bovariană, care augmentată evident acum de social media și nu știu ce, în care evident că cum spunea Umberto Eco, media socială a dat voce idiotul satului, idiotului satului, nu? Dar aura de legitimitate pe care o dă, de exemplu, nu știu cum am ajuns la social media, vorbesc mult după cum vezi, aura de legitimitate pe care o dă cuvântul scris pe un ecran, deci este tot interacțiunea între om și tehnologie care creează noi categorii. Și una din aceste categorii este acela de influencer sau social media personality sau așa mai departe, în care cum să spun, legitimitatea e dată pur și simplu de faptul că apare pe acel ecran. Titlul însă și-l pune el. Da, evident. Și nu zic că e bine sau rău, că aici e interesant în toată, cum să spun, multitudinea asta de 8 miliarde de oameni cât suntem pe planetă. Toate schimburile astea de idei, opinii, gânduri și așa mai departe formează un fel de masă cognitivă. Da? În sine nu e bună sau rea, nu e niciuna mai adevărată decât cealaltă. Însă consecințele materiale pe care le are credința într-un lucru sau altul sunt destul de palpabile, ca să spun așa. Adică crezi că vaccinul îți face rău, poți crea focare de epidemie. E foarte simplu. Și focare de influență. Și focare de influență. Anti-vaccin. Și așa, și apoi mișcări politice și așa mai departe, care duc la politici sociale. Și iată că ai conturat o lume care n-are rușine, o lume care s-a salvat prin aparențe, o lume care și-a auto-inventat un sistem de supraviețuire și iată că această lume a fost prinsă din urmă cumva de această deschidere virtuală, de lumi virtuale, unde toate aceste păcate nici nu se mai văd. Păi nu zic americanii fake it till you make it, nu? Adică prefă-te până reușești. Da. Cam așa e, dar la starea istoriei iată că ne-am scos. Da. Până pentru moment. Cine-și mai pune întrebarea cine ne-a omorât la Revoluție? Cine-și mai pune întrebarea cine a mai... Uite, care Tudor au fost George, capitaliștii, lupii capitaliști? Cine-și mai pune întrebarea atâta timp cât, iată, acum banul e la putere? Și aș vrea să te întreb această goană după... Cum funcționează? La noi funcționează foarte bine. Credite, lumea e plină de credite, lumea e plină de mașini, lumea e plină de... stau în tot felul de rezidențe, toate aceste aparențe care pare că îi salvează și sunt păi redari. Da, este, dar asta nu e specific României. Nu, este... de asta și spun că am trecut în altă lume unde suntem egali. Uite, aici eu în 98 am ajuns în Statele Unite și în 98 am început să văd că ce înseamnă cărți de credit, oameni care aveau credite peste credite, folosirea plasticului și mi se părea California în sine o lume virtuală deja, o lume ruptă de și Irvine în special, care este unde campus universitar unde am fost și care e într-o suburbie, într-un oraș încorporat, adică e un oraș care aparține unei corporații, corporația Irvine. Și regulile sunt extrem de stricte, însă când eram pe bulevardele acelea pe care circulă mașini, nu oameni, și vedeam casele așa aliniate exact una lângă alta și iarba care era întotdeauna atât de mică sau mare, mă gândeam, uite, ăsta e visul lui Mussolini enacted, ca să zic așa, în actual. Și
Bine a scris David Graeber foarte bine despre ce înseamnă credit și datorie și de unde de fapt cum astea, așa cum le înțelegem noi acum, vin dintr-o logică și morală creștină a datoriei continui față de divinitate pentru că te-ai născut în păcat. Deci ești prin definiție păcătos, dar te salvezi prin credit. Exact ce spuneai, dar creditul ăsta cum se exprimă salvarea? Se exprimă prin consum și prin afișarea consumului. Mine mă uimește, continuă să mă uimească, m-a uimit și în 2007. Continuă să mă uimească și acum cum oamenii își folosesc mașina ca umbrelă în București. Uite, plouă astăzi, da? Când plouă, Bucureștiul devine așa un fel de conglomerat de mașini, 2 tone de invenție care are 80 de kilograme căruia e frică să se ude. E un pic absurd. dacă mă duc, eu n-am avut în București mașină niciodată. Nu, când stau aici, dacă stau în zona unde transportul în comun ajunge sau unde mă mișc cu bicicleta, nu cred că e nevoie de mașină. Dar lucrul ăsta nu se va mai schimba. Păi nu știu. Am trecut de... De teoriile astea în care să putem schimba. Să mergi pe jos, să mergi cu bicicleta, să stai în natură. E acest tip de... Pot să merg cu mașina, de ce să nu merg? Da, bineînțeles. Poți să și stai în trafic cu mașina. Da. Nicio problemă. Da. Se poate. E și o supracompensare. Da? Adică... Apropo de consumul ăsta și de credit și de-abia cum se fac acele educații financiare pe care tot băncile le-au inițiat pentru că au văzut că oamenii și-au creditul și nu mai pot să le dea înapoi, efectiv. Și atunci au inițiat ideea de educație financiară. Supracompensarea cu mașina e clar vine dintr-o lipsă din anii 80-90, în care mașina era aspirația ultimă, nu? Da, e și o minte de copil, totuși. Da. Dincolo de compensațiile astea de pe vremea lui Ceaușescu, e și o minte de copil, acum, actualizată. Da, bineînțeles, și marketingul lucrează în felul ăsta, adică segmentează populațiile, le țintește foarte bine. Pe mine mă uimește, adică vorbeam și cu un amic din Germania care zicea: am văzut în București mașini pe care nu le vezi în Germania. Mașini nemțești pe care nu le vezi în Germania. Adică, și zice, dacă vrei să vezi ultimele modele, nu te duci la München, te duci la București, dacă vrei să le vezi pe stradă. Nu e nerușinare? Păi cum? Nu, că vorbeam de rușine la început. Nu e rușine. Păi nu, e invers, asta e mândrie. Da? Că, cum să spun, fața cealaltă a monedei rușinii e mândria. Să fii fălos, că fălos. Tot ține de falus, da? Și să fii... Da, eu și o societate destul de hipermasculină în România, așa, foarte, foarte macistă. Da, macho de groapă cu nisip, dacă se întâmplă ceva... fuge la mama. Că responsabilitatea, aici e problema. Tot amintești responsabilitatea și bine faci, pentru că a fost de fiecare dată această societate își descoperă niște monștri. Uh-huh. Și amintesc de azilele de bătrâni. Uh-huh. Cum e posibil? Păi băgarea aia suprești, nu? Băgarea suprești. Cum e posibil? Sunt aceleași imagini pe care televiziunile străine le transmiteau despre România în 90. Da. Le-am trimis. Oribil. Tot era după recev revoluția, mamă ce bine, uite o țară care se eliberează, după aia au venit aceste imagini. Păi vorbeam de... Dar suntem totuși în 2000 și ceva, în care mâncarea e... e ieftină, da? Apa e ieftină, deci da. Cum poți să nu le dai de mâncare celor oameni? Păi vorbeam de capitalismul descoperit aici și inventat aici și
Capitalismul lucrează, capitalismul de consum și, mă rog, de piață și așa mai departe, lucrează până la urmă cu segmentarea populației și transformarea ei în ținte de desfacere. Da? Și în momentul în care noile tipuri de relații au restrâns familia, da? Au restrâns familia de la familiile extinse intergeneraționale la familii nucleare, grija bătrânilor a fost transferată într-un fel din sânul familiei în sistemul fie de stat, fie capitalist, da? Deci acolo de piață. Toate bune până aici, da. Acum intră în joc, să zic așa, capitalistul român, care ce a înțeles el din capitalism este eu câștig tot, nimeni nu mai câștigă nimic. Adică a înțeles, nu l-a înțeles pe situația de câștig reciproc, ci dacă eu câștig înseamnă că cineva trebuie să piardă. Și atunci acest capitalist își face un azil de bătrâni, are populația țintă din care poate extrage câștig, dar ideea lui de câștig este dacă eu câștig înseamnă că toată lumea trebuie să piardă în jurul meu. Pentru că e chestia asta de joc cu sumă nulă. Bă, există un capitalism în care este, nu e jocul, e joc cu sumă non-nulă. Da? Asta e ideea unui contract până la urmă, dacă vrei să creezi ceva. Dar e o diferență între a crea ceva și a extrage ceva. Dacă vrei, dacă te apropii de, să zicem, de categoria de populație X, în cazul ăsta bătrânii, ca sursă de extracție pentru tine, atunci ajungi acolo. Și asta vine de un... Cum înțelegi capitalism? Cum înțelegi piață? O înțelegi ca o sumă de relații reciproce și reciproc avantajoase sau o înțelegi ca o arenă de coloseum în care dacă tu câștigi, ăla trebuie să moară? De unde e ospitalitatea, omenia românească? Pardon, scuze-mă, asta cu ospitalitatea și omenia. Știi că ospitalitate și ostilitate, da? O cam aceeași, nu știu, lingviștii să-mi spună dacă au aceeași rădăcină, dar aseamănă foarte mult ca... ospitalitatea durează 3 zile, nu? După care... Asta spunea Jacques Derrida foarte interesant în deconstrucția lui ospitalității și ostilității. Sunt ospitabil cu străinul timp de 3 zile sau 4 sau 5, după care fie îi cer să se transforme după chipul și asemănarea mea, fie să plece. Cam asta e cu ospitalitatea, l-ospitalite rumen, ca să zic așa. Și cu altele. Atunci când făceam teren cu Vintilă Mihăilescu prin sate, prin anii 90, 93, 94, 95, și era foarte interesant că ne-a spus chestia asta, să vedeți că după o săptămână, două, o să primiți propuneri de căsătorie. Pentru că era în logica asta, ați stat destul. Acum, fie... sunteți, deveniți noi, fie mai duceți-vă că n-am săturat de voi. Da. Dar chestiunea bătrânilor e o chestiune foarte spinoasă. Știi că am scris articolul acela. E mama mea, e tatăl meu. Asta nu pot să-l uit. Aici e problema. Este problema disjuncției și rupturii intergeneraționale în România e foarte mare. Și aici, dacă gândim societatea ca sistem, una din regulile sistemului este că un sistem e cu atât mai sănătos și poate fi vindecat reconectându-l la sine însuși, reconectându-i elementele între ele. Dar societatea, așa cum o văd eu acum, nu numai în România, este foarte deconectată. Elementele sunt foarte disperate. Iar în România avem această deconectare foarte, foarte puternică între ideea de bătrân, nu doar toți bătrâni, chiar
bătrân și ce înseamnă bătrân și, și restul populației. Și asta vine și, cum să spun, peste asta, peste resentimentul istoric. Dacă există un resentiment istoric din cauza, să spunem, a lipsei de responsabilitate sau, nu responsabilitate, accountability, cum îi spune asta, de asumare. Din cauza lipsei de asumare a generației, să zic, care are acum 70, generație care era matură deja sau în putere în anii 80. Deci lipsa de asumare de acolo a creat un fel de resentiment care nu e exprimat, dar e exprimat, nu? În sintagme de gen babă comunistă sau chestii de genul ăsta, da? Care au și misoginism și ageism și toate în ele, da? E, pe asta s-a calchiat fetișismul tinereții, care este foarte răspândit într-un anumit tip de cultură, mai ales nu tot capitalismul, dar e chestia asta americană, foarte americană, de societatea perpetu tânără. Și atunci combinația asta e mortală pentru bătrâni în România. La propriu. Colectivul. Da. Tragedia de la colectiv. Da. Cum e posibil, iarăși încep, păi ajungem la să aceeași. Trecem peste ea ca și cum n-ar fi fost? Mi-aduc aminte de True Detective, primul sezon, că la un moment dat personajul jucat de Matthew McConaughey se zice: nu există iertare, există doar memorie scurtă. Dar se vrea această memorie scurtă. Da, da. Adică da. Puterea politică, până la urmă, e și o decizie politică în a găsi vinovați unor evenimente de un asemenea impact, asta face. Memoria scurtă a lumii politice. Da, da, păi memoria scurtă în politic este și ea, cum să spun, nu neapărat determinată, dar merge în tandem cu ciclurile electorale scurte, de 4 ani, nu? Și cei care sunt în jocul politic vor cere ca după, să zicem, după 4 ani, dacă sunt încă în putere, să uiți tot ce au făcut pentru promisiunea care va veni, sau după 8 ani, să zic, dacă au fost în opoziție, să uiți din nou, să uiți ce a fost rău, să-ți aduci aminte. Acum avem alegeri la primărie și avem tot felul de reamintiri pozitive despre primarul, primărița, primara, doamna Firea, dinaintea lui Nicu Șordan. Avem tot felul de resurgențe de asta, că era mai bine atunci. Cum avem și resurgența, era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Oamenii uită lucrurile neplăcute, altfel n-am putea să trăim. Da, chestia asta e la nivel de societate. Da. Societatea vrea să uită. Și se mută către ce? Că, de fapt, păi către repetare, că uite, păi acum da. Trecem la, putem să alungim un pic istoric uitarea. Cred că în Pasagerul zicea McCormick, următoarea conflagrație mondială o să fie în momentul în care ultima persoană care își amintește cum a fost va muri. Da? Și suntem foarte aproape de locul ăla. Mama mea s-a născut în 39 și acum, stai seama, a primit 6 ani de viață, ei a fost în război. Și ce și aduce aminte de atunci sunt alarmele, trăia la Craiova, electroputere era bombardat tot timpul. Dar are deja probleme cu memoria, evident, la vârsta asta. Și după generația
lor suntem noi, care ne aducem aminte poate din povești, câte ceva, depinde de ce ni s-a spus și ce nu ni s-a spus în familie, iar după noi nu-și mai aduce aminte nimeni. Dar acest lucru însă își amintesc, cum să spun, se reamintesc atavisme. Da? Al doilea război mondial a arătat faptul că vrem, nu vrem, suntem interdependenți. Că nu mai poți să ai un război între două națiuni. Că un război deja este planetar pentru că suntem conectați cu toții. Uitatul acestui lucru ne face să uităm și faptul că suntem interdependenți. Da? Ne trebuie un... avem nevoie de un... de ceva, de un obiect mnemonic care să ne readucă aminte că suntem interdependenți. Acum e chestia asta cu climate change, dar nu toată lumea crede în climate change, ca să zic așa. Nu toată lumea consideră că opinia oamenilor de știință este una validă. Da? Și atunci climate change, care ar putea fi într-adevăr o reamintire bună a interconexiunilor umane pe întreaga planetă, devine un cal de bătaie politic și o chestiune de diviziune. Da. Și acum se pare că suntem în momentul în care suntem mult mai interesați în a ne diviza. Nu? Că vorbeam și de diviziunea asta. Problema următoarea, că în momentul în care îți afirmi independența, automat trebuie să, sau automat se creează ceva între tine și celălalt, între sine și celălalt. Ei, spațiul ăla, cu ce îl umpli? Normal, sau nu normal, dezirabil, ar fi cu comunicare. Comunicarea e anevoioasă, e complicată. Dar e un mod de a interacționa. În momentul în care nu mai interacționezi, faimoasele bule, spațiul ăla tot e acolo și, să zic așa, universului nu-i place golul. Și se umple imediat cu ură. Ce e între bule? Ură. Asta e întrebarea, da. Îți place ananasul pe pizza? Te urăsc. Exact. Da. Adică nu putem să, nici nu putem să discutăm dacă punem o bucată de ananas sau trei sau pe toată pizza sau ce fel de ananas sau... Da? Și... Da, asta ți belește și creierul individual. Păi, evident, da. Nu mai ai, apropo de lumea în care locuim, nu mai știi dacă ai dreptate, dacă noi avem dreptate, dacă tu spui ce spui și pari că le nimerești așa, sau are altul dreptate. E o confuzie. Apare Trump, care va spune, voi n-aveți niciodată dreptate, eu am întotdeauna dreptate. Suntem în această post-adevăr, în care nu știm, nu numai că apare uitarea de care vorbeai, de memoria scurtă, de uitare, dar apare și această confuzie cognitivă. Mm-hmm. Nu mai știm în cine să avem încredere, nu mai știm, sau avem încredere în bula noastră, dar nu mai știm... care e adevărul și care e minciuna. Păi și asta e periculos, chiar dacă ai, dacă ai încredere, dacă ai prea multă încredere într-o singură perspectivă, devine periculos. Pentru că tendința e de a se extremiza. Nu? Și probabil că întrebarea poate fi reformulată într-un alt fel. Poate că în interacțiunile umane e mai important nu cine are dreptate în relație cu un adevăr ultim, da? Marele adevăr, ci cum putem să trăim împreună. De fapt, asta este întrebarea
politicul. Și aici are sens politicul, da? Dar deja tendințele astea de încercarea impunerii unui singur adevăr, a unei singure dreptăți și așa mai departe, care e departe de justiție, de fapt. Că dacă tu... justiție e acel dialog. Deja Hannah Arendt își punea această întrebare dacă politicul mai are sens într-o lume în care fiecare își afirmă propria de dreptate și scapă acest nominator comun, nu? Așa zice, nu? Numitor comun. Numitor comun. Numitorul comun, cred eu, nu... pentru mulți, numitorul comun este, ok, un adevăr suprem, un adevăr divin sau așa mai departe. Dar asta creează, din nou, aceste bule, că eu am mai multe dreptate ca tine. Personal, eu pledez pentru numitorul comun capacitatea de a trăi împreună, fără să ne omorâm unui pe alții. Complicată povestea. Pentru că celălalt nu se vaccinează și îmi dă mie bolile, nu? El hotărăște și statul, autoritatea, spune, da, este obligatoriu, dar în același timp nu pedepsim pe nimeni că nu ne vaccinăm. Uite, Viktor Frankl avea în cartea lui Omul în căutarea sensului vieții, pe care Viktor Frankl este cel care a pus bazele logoterapiei și este un supraviețuitor al Holocaustului. A murit. Iar spre sfârșitul cărții povestea despre relația între libertate și responsabilitate și el zicea, de fapt, libertatea este doar reversul medaliei responsabilității. Pentru că libertatea nu poate exista în lipsa responsabilității. Da? Pentru că ești responsabil nu doar de libertatea ta, ci și de libertatea, în primul rând, responsabil de libertatea celuilalt. Da? Dar asta creează acele tipuri de interdependențe în care libertatea nu este un absolut, ci este una din practici pe care trebuie înțeleasă tot timpul în relație. Și tot timpul în relație de responsabilitate. Și el zicea, amuzant, zicea, da, avem Statuia Libertății pe coasta de est, dar spunea, zice, eu propun la Los Angeles să facem Statuia Responsabilității. Asta prin anii 70 deja spunea de asta. Dar se pare că responsabilitatea o evacuăm. Și o responsabilitate acum mai nouă o evacuăm pe inteligența artificială, de exemplu. Sau pe mecanisme decizionale care sunt cumva, le plasăm în afara sferei noastre. Da? Se întâmplă de la nivel individual responsabilitatea de a-ți cum să spun, a-ți căuta singur, a-ți căuta și surse de informare și așa mai departe, o evacuezi pe wall-ul Facebook, Instagram, TikTok. Da? Asta la nivel individual, apoi responsabilitatea profesională cu... Se automatizează multe lucruri, ceea ce e foarte bine, dar se automatizează și decizia, ceea ce e foarte rău. Pentru că automatizarea deciziei bazată pe algoritmi nu face decât să augmenteze niște părtiniri, niște biasuri existente în crearea acelor algoritmi, în crearea datelor. Păi, e simplu, atâta timp cât acolo în acest algoritm sunt, e toată istoria, ca să spun așa, virtuală, toate acțiunile virtuale de, nu știu, din 2000 încoace, și în care nu avem o contrapondere a istoriei anterioare, apropo de... E evident că decizia aceasta algoritmică ne va învârti între... Ce decizie să ia robotul dacă el nu are o comparație cu
o istorie înainte. Da. E o mare mașină de nostalgie, de fapt. Da, da, da. Retrăire nostalgică. Nu? Da. Nu are opțiuni. Nu are foarte multe opțiuni inteligența artificială. Da, da, da. Da, bine, cred că problema acestei tehnologii începe cu numele. Da, bine. este numită atât de greșit și e interesant că mă gândeam, vorbeai de digitizare la un moment dat, de ce în limba română am optat pentru digitizare când puteam mai bine, într-un fel, și mai explicativ și mai deschis criticii, să optăm pentru numerizare, cum au făcut francezii. Da? Și aici e o chestie foarte subtilă, pentru că ce înseamnă numerizare? De fapt, asta face artificial intelligent. Numerizare înseamnă să creezi date din lumea înconjurătoare, da? Pentru că, din nou, datele nu se extrag, ele se creează în interacțiunea dintre mașină, instrument și așa. Și creezi acele date, acele, să zicem, fenomene pe care le observi și pe care cărora le atribui un număr, le bagi în sistemul numeric. Asta înseamnă numerizare. Scamatoria mentală acolo este că în sistemul numeric matematica este o știință foarte exactă. Da? Sistemul numeric e foarte exact. Știi că 1 plus 1 fac 2, etc. etc. Calitatea aceasta a matematicii, exactitudinea, este transferată scamatoric asupra acurateții observației. Adică faptul că matematica e exactă înseamnă că și observația este acurat, are o valoare de acuratețe, ceea ce nu e neapărat adevărat. Păi nu e. E problema inducției a lui Francis Bacon, n-a rezolvat-o nimeni până acum. Iată că stăm în atâta confuzii în povestea asta și se adaugă și o lipsă de educație. Numai colocatorii planetei noastre nu mai sunt atât de educați nici măcar cât... cât erai tu sau câtă educație am primit eu, suntem într-un soi de analfabetism funcțional tot mai unde, care n-are hartă și n-are limite, dar acest analfabetism funcțional, cum ai funcționează. Și spus, funcționează atât de bine pentru că e totul transferat către digitalizarea aceasta. Da. Tot se bazează pe robot și atunci s-au scos. Exact. Nu sunt analfabet. Ce e analfabet? Da, ce da, trebuie da. să știu litere și cifre? Nu știu. Sau relația dintre ele, ho. Da, și da. Mai mult. Lasă că rezolvă. Cum ți se pare? E un, nu numai că e haos, dar e și gol, un gol imens. Mie care nu e perceput nici ca haos, nici ca gol, ci ca o chestie ordonată. Cum să spun, Eugen, acum zic și eu ca un om care începe să îmbătrânească, zic, ce bine îmi pare că atunci când am crescut eu... Mea. Nu, ce bine îmi pare că eu îmi făceam jucării singur, că acum știu să repar o priză. Da. și că nu pun telefonul în fața ei și dau așa pe ecran, poate să repare singură sau trebuie să... Dar asta e interesant, că pe de altă parte asta crea... accentuează interdependența. Deci dacă tu nu mai știi să-ți repari priza, trebuie să știi că trebuie să chem pe cineva ca să reparezi priza. Ceea ce ar fi foarte bine. Însă medierea banului depersonalizează pe cealaltă persoană. Da? Și atunci te relaționezi cu persoana care îți repară priza, îți schimbă ferestrele, îți aduce cafeaua și așa mai departe. Am văzut cum interacționează foarte mult. Sunt foarte, aici sunt foarte critic apropo de societatea românească care nu spune bună ziua, mulțumesc, mi-a plăcut foarte mult, sunteți drăguți, drăguță și așa mai departe. Da? Intră într-un local, vreau asta.
și persoana se execută ca un robot. Și aici ajungem la robotizarea asta, adică nu este numerizarea, de fapt, nu este neapărat transformarea realității, transpunerea realității într-o societate virtuală, dar este în același timp și folosirea modelului automatizat asupra societății și cererea ca oamenii să înceapă, adică oamenii încep din ce în ce mai mult să, în capul lor, să intre în competiție cu roboții și cu automatizarea și să se transforme ei în automate. Charlie Chaplin, Modern Times, nu? Timpuri moderne, extraordinar scena când strângea cu șuruburile și făcea doar această mișcare. Dar Henry Ford a spus, celebru a zis, ce păcat că atunci când ai nevoie de o pereche de mâini dibace, vin atașate la un creier. Iar acum ne descreierăm. Adică mutăm creierul în telefon și ne descreierăm ca să ne rămână mâinile. Și atunci ne relaționăm cu celălalt ca și cum ar fi doar acea pereche de mâini. Ca și cum ar fi doar un obiect. Iar medierea banilor e foarte facilă, știi? Și de aceea și acum la a doua revenire în România, ca să zic așa, anul trecut, în martie, de se face un an, de când fac mai mult, sunt mai mult aici decât în alte părți, am descoperit această insultă, săracule. Pe asta spune tot. De ce asta e o insultă? Ești cam sărac. Da. Deci e teribil, pentru că asta ești sărac, de ce? Pentru că nu poți să plătești automate umane ca să îți și atunci în această logică, că de aici plecasem, de fapt se accentuează sentimentul de independență, nu de interdependență. Că ție ți se pare că ești independent pentru că ai posibilitatea de a plăti pe cineva să facă ceva. Dar nu-ți dai seama că ești dependent de fapt de aceea. De ce am mai vota? Ai vorbit de alegeri, se apropie într-adevăr. De ce să mai votez? Pentru un spațiu politic care e cumva... Și el un ghetou, nu? Da, un ghetou unde știm cum arată. Needucat, pus pe interese, de ce să votezi? Eu cred că ar trebui să votăm mai mult decât votăm, mai mulți decât votăm. Aș face votul obligatoriu, ca în Belgia. Și spun de ce. Pe la sfârșitul secolului XIX, un american, îmi scapă mereu numele lui, statistician. A zis el, eu știu că lumea e făcută din oameni deștepți și oameni proști și am să vă demonstrez acest lucru. Și că experții sunt cei mai tari și cei mai deștepți pe zona lor de expertiză. Și cum a zis el că face asta? A luat la un târg de stat de animale un taur și a zis, uite, să vedeți voi că măcelarii și fermierii știu cel mai bine să ghicească greutatea acestui taur față de ceilalți care sunt niște proști că nu știu. Și toată lumea a ghicit așa, nu știu ce. Și evident că n-a fost așa, adică măcelarii și non-măcelarii, ca să zic așa, fermieri și non-fermieri, au fost la fel de pe delături. Dar când a făcut media tuturor, a fost la 100 de grame. Deci trebuie să votăm cât mai mulți, pentru că există, pentru că inteligența e o emergență colectivă până la urmă. Da? Cu cât, pentru că ce înseamnă votul? Este un exercițiu civic în care optezi din ghetoul politic pe care îl ai, optezi pentru ce ți se pare ție că e mai bun din perspectiva ta. Dar cum vorbeam la început, perspectiva mea e diferită de a ta și de a lui și de a lui și de așa mai departe. Eu am anumite privilegii pe care alți oameni nu le au
și pe care pe mine mă fac să mă îndrept către o anumită opțiune de vot, pe alții oameni către altă opțiune de vot. Dar puși împreună, ajungem mai aproape de greutatea taurului. Da. Dar dacă numai 30% din asta votează, atunci o să fii foarte pe lângă cu aprecierea greutății taurului și o să ai și o, cum să spun, o dominanță a unei anumite categorii care e cea mai dispusă să voteze. Și alegi erorile. Exact. Și de-aia trebuie să votăm, pentru că împreună gândim mai bine, chiar dacă fiecare dintre noi gândim diferit. Mulțumesc.